Bună dimineața, 18 aprilie, marți, a început săptămâna de lucruri, după cum spuneam, este una așa mai plină de evenimente, iar primul lucru pe care noi astăzi o să-l facem este să semnăm un nou contract de muncă. Am semnat contractul la nou loc de muncă. Detalii deocamdată nu vreau să ofer. Pot să zic doar că am așteptări mari și într-un ceas bun. Așa, în continuare mergem la oficiul CNTM. Astăzi avem câteva sarcini și una dintre însele este de a ne întâlni cu niște băieți care pe noi ne ajută acum să lansăm o nouă platformă pentru tineri. Și platforma asta are drept scop cartarea oportunităților disponibile atât naționale cât și internaționale pe o singură sursă, pentru că lumea foarte des se plânge că sunt 40 de surse diferite și unde este acel portal unde noi putem să găsim toate oportunitățile pentru tineri. Și ăsta o să fie el. Domenul eu încă n-am să-l dau pentru că lansarea oficial o să fie pe data de 27. Dacă asta o să întâmple după ce eu am să public acest video, înseamnă că eu am să includ linkul în descriere. Eu sunt foarte entuziasmat și mai departe eu cred că am să iau câteva cadre de la ședința de lucru cu băieții. Nu sunt mare amator a fast food-urilor, dar uneori ești prins în situația când ai 20 de minute la dispoziție pentru a lua masa. Indiferent de cât de ocupat nu aș fi sau cât de târziu nu aș finaliza ziua de lucru, câteva aspecte ale rutinii mele rămân a fi stabile, și anume antrenamentul. Minim 4 antrenamente pe săptămână, 2 peste zi. Așa că ziua de astăzi nu este o excepție. Astăzi e suficient de constructiv și eu mă simt destul de mulțumit. De obicei eu nu sunt satisfăcut la 100% cu referire la felul în care decurge ziua mea, dar astăzi eu sunt timpul de făcut nani. Noapte. Bună dimineața, another beautiful morning, și noi începem cu niște investigații, după cum am spus eu, pentru că am anumite suspiciuni că ar putea să nu-mi ajungă careva elemente. Și deodată după asta noi cred că o să ne ducem să luăm niște suplimente nutritivi. În general, ziua astăzi este destul de activă, dacă putem să o numim așa. Jos la prima destinație și vedem ce să ne spui nouă medicii. Mergem să lăsăm mașina la servis, pentru că este o leacă buțită. Suspiciuni că ar putea să ne ajungă unele elemente în organism, și noi acum mergem într-un loc de unde eu foarte des procur suplimente nutritive. Deși am să văd pe loc ce am să iau și de ce am nevoie. Și Dumitru mă ajută să ne schimb iarăși suplimentele pentru luna asta. Și acum eu vreau să ne iau niște creatin monohidrat pe lângă BCA și Gainer. Și eu de obicei luam în Pravda, acum sunt curios să văd ce este în capsule. Și noi mergem mai departe la oficiu. Здорово, на ламени, коренау, отдыхные нишем вакансы.
ajunge lucru pentru astăzi. Mâine eu cu Igor am o deplasare. Zburăm la Bruxelles și ne-am aflat că nu o să avem suficient kilogramaj pentru bagaje și am renunțat la dânsul. Zburăm probabil cu bagajul de mână, ceea ce înseamnă că noi suntem limitați cam la vreo 8 kg și noi nu o să putem să luăm foarte multe obiecte de igienă personală. Și în cazul ăsta eu am să mă limitez probabil la câteva accesorii vestimentare, dar mă duc să fac o fură, mă duc să fac barba, așa că mergem la frizerie. Bunul meu prieten Constantin, la care eu mă frizez probabil în 2009-2010, cam așa. Constantin lucrează. Iar noi mergem să facem bagajele. Dragaia, ia doma. Terminat de făcut bagajul, mai am de muncit un pic, de făcut sport și la culcare, mai mult sau mai puțin, se tu pur ajurdui. Ne vedem mâine. Bună dimineața, vreme frumoasă și însorită astăzi la noi în Cricoviel. Da, palmeți. Dar se vede că eu stăbea scolea că să mă reține. Mergem în țările calde, mai bine zis, la aeroport. Tine-ți cum rești că eu pus duty free de fiecare dată să ieși pentru însu după așa un push în marketing de asta. Să să iau un lac de păr. Pagnale, un pericuson. Așa, long story short, noi cu Igor mergem la Bruxelles. Foarte mult am vorbit despre asta, mai o spunem care e tripul structură din care noi facem parte, se numește CNTM. Este o organizație umbrelă tineret, care la rândul său este o organizație membră la altă structură europeană, care se numește Forumul European a Tinerilor, din care fac parte actualmente la 78 organizații umbrelă de continent. Ideea în spatele de vizite, să zicem, de păsării noastre, e grație campaniei lui Igor. Igor candidează în postul de membru la Advisory Council, care ar fi un consiliu consultativ pe lângă Consiliul Europei. Numărul de locuri este limitat, concurența este foarte mare, Igor este candidat, dar eu o să fac campanie. În ceea ce s-a fost foarte multe reținere, zborul nostru în 30 de minute. Noi ne-am întâlnit cu Anita, fostă președintă a Senatului Liceului Pușkin, care o să stă aici o leacă mai mult decât noi, dar noi cu Igor mergem spre gate. Hopefully fără reținere. Аэропорту в Варшаве. Ну, я
кинотеатр в Варшаве. Фуджим. На утро сбыли. Бординг был ормотор сбор. Сомнат пацан. Панойку Егор. Реуши! Я думаю, мы гнем еще с фахом на полоне. Що ж, тобто машина. Через фіо шкоди номер лідно матрикуларі шасу воно патру. Де са ну емблемки? Я лозу скіл він інтру мінут. Да. Do you have the address? Ми жос, так карі хотіла. Що фенсі. Я не explic care este procedura atunci când candidez la poziții în organizații internaționale. Foarte, foarte multă negociere, foarte mult stres, dar merită cumva așa după asta. Și dacă ar fi să pui pe cantar ce mai mult contează networking-ul, negocierile sau totuși un candidat competent? Eu cred că competența te ajută, dar de fapt foarte mult contează cum se negociază politica. Astăzi vor fi alegerile și noi vom vedea de parte cât de eficient l-am promovat pe Igor și pe de altă parte cât de eficient am negociat mai ieri și alaltă ieri. Pe bunul nostru prieten Vasile, care a fost cu noi în Senatul Studențesc ASEM pe timpuri, în unele activități de la Alianța Studenților și acum el e în Bruxelles, lucrează la Camera de Comerț Europeană. Eu nu știu cum Vasile, dar eu mă simt foarte bine și după discuția de astăzi. Vreau să-i vedem curând și în ocazia să mai colaborăm. Și eu. Da, măcar și un ceai să bem așa de suflet, la fel ca și azi. Da, și chinez la fel. Da, să alternăm un loc. Mă rog. Totul este bine, că am să mă opresc aici și ne vedem în scurt timp.